Dimineața. S-a trezit dulceața. Bună dimineața, s-a trezit dulceața. Ne-am trezit. Cât e ceasul? 8. Și mergem spre Oradea. Aici e mama Valentina. Aici e mama ta. Aici e rău, tatea. Eu o vreau. Vreau să te facă șurile. Te bag la o telenovelă turcească. Așa, da. Stai să beau cafea și mă vedeți că beau cafea. Hai să te bag la o telenovelă turcească. No, bine, că stai grijă de tine, da? Ne vedem în trei lume, nu mi-ar bun. Vera, puște-te acolo. Cu mare drag. Trebuie să dăm jinasul din față. La voi. Da, eu vreau să vin. Și să aveți de grijă de toate. Da, eu am vorbit cu chiriașii din gaz. Cum am avut eu grijă până acum? Eu am vorbit. Da, cu... liniștit am avut. Dar nu te vezi, nici Am vorbit sus cu tot blocul, cu tot palierul. Așa. Și le-am zis că sunt ultimii chiriași. Așa. Nu mai bag chiriași. Nu mai bag chiriași că mi-a distrus casa. pleacă chiriașii. Așa. Și mă întorc. Și eu iei în primire. Și mergi tu chiriaș. Așa. Da, dar prima dată să mi aduc sculele. Dar trebuie să plătești chirie. Unde? La 15? Păi 9. Păi eu cam dată este. La bunica. Cât, cât trăiește stăpânul, stăpân. Ce să fac? Să plătesc chirie în casa mea. Păi, depinde de comportare. Cu reducere, nu? Cu reducere. Cu reducere. Rele zile am avut. Dar vin și-ți fac de mâncare și îngătesc. Da, dar stai să spun ceva. Zi, dragă. Dar tu n-ai zis către mine un cuvânt. Care? Că tu, bunică, da. Totuși îți mulțumesc. Pentru ce? Păi, pentru casă. Păi ai zis când ai pământ și nimeni. Nu. Ai zis când ai 5.000 de metri pătrați în timp, când ai primit, mi-ai dat. Păi cum ți-am dat, că dar ai luat bani pe păi el. Nu, mă, mie și ce-mi trebuie la tine? Inelul și lanțul. Inelul și lanțul. Și ăla, și zi. Dar nu acum. Să scrii testament. Da, separat, fac testament pentru tine. Și colierul ăla de mărgele da, meu, da. Lanțul e al meu și garsoniera. Care lanț? Care lanț, mă? Ăla de colier. Dar n-ai zis și nu uita că ai primit un cadou. Ce-am primit? De sus, acum. Da. Acum. A, mulțumesc frumos! Asta e cu semnul întrebării, vezi? Păi trebuie să-ți mulțumesc că am chiria de la casa mea. Așa că să ai noroc și sănătate. Când anunță copiii... De chiria de pe casa ta. Așa că... Păi da, ce să... Te admir. Să-ți mulțumesc că i-am luat... Că ți-a luat chiria. Că ne-a luat ruda. Da, Vera de, dragă. E 80 de ani, uite, Truda Vera de 80 dragă. De ani. Truda mea. Pleacă chiriașii, da. Scot tot afară. Acolo, da. Adun meseriașii. Da. Adun păreții. Mobilă, dacă nu... Fac Neckerman, Vera. Neckerman fac și mă întorc acasă. Nu mai vreau să stau. Da, și eu. Și eu. Vedem, tragem la sorți care merem. Unde? Da, nu vreți să rămâneți nu, aici? Nu, eu s-au spus. Da? Nu. Așa faceți. Eu stau, eu mă duc în a meu, Vera. Așa, tu te duci în mâncă. Eu mă duc în truda așa, mea. Așa. Da. Să vă ajute Dumnezeu să, numai așa cu drag să moșteniți cum le-am păstrat. Așa le păstrez, Vera, mai încurat. Vi le da cu dragă inimă. Da. La toți. La toți trei. Mulțumesc frumos pentru tot. Vera, pe când te gândești că am ajuns, îs înapoi. Foarte bine. Foarte bine. Dar, Doamne ferește, să batem. Nici nu vreau să scape niciun. De voi trei. Hai, Ileana, ce faci? Ai emoții? Iar te-ai pus pe budă. Păi trei, vreau să mă duceți acolo. Ha? La casa mea. Ce? Păi numai adevărat vorbim. Deci pleacă chiriașii și nu mai vorbim pe nimeni acolo, că vreau să mă întorc acasă, vedea! Da, mă, am terenul și în Chintea, ne-am păstrat. Peste tot, peste tot. Eu mă duc la primărie în Chintea și vorbesc cu primărița și zic că sunt nepotul lui doamna Vera să-mi dea 400 de metri pătrați. Îți automat îmi pune... PF-ul pe masă.
Îți dă, îți dă, îți dă. Păi mi-a zis primărița, că jumate din alea când chintăm nu a fost alocă. Păi mi-a zis. Am vorbit cu primărița din Chintău și mi-a povestit de fratele dumneavoastră la care umbla călare pe-un sat. Dar cum umbla călare? În ce țământă? În haine militare. Și sabie. Și sabie. Și a pe nuntă 400 de metri pătrați? Ba da, dacă le zic... Unde zici tu? Dacă le zic ce relație am în Chinte, mă face cetățean. Mă face cetățean de onoare al satului Chintău. Așa, așa, așa. Te face și vine și primarul Emil Boc și îmi pune insignia în piept. Așa, te decorează. Te decorează. Așa. Așa. Nu știu, știu, acolo la Ciurila îmi place. Da? Am fost acolo, dar e frumos, priveliște. E foarte frumos. Da, unde e aia? 20 de... Aici, acum te duci spre Turda, dar pe partea asta, la altă. Da. Acolo mi-au 400 de metri pătrați și fac acolo o casă. Să vă ajute Dumnezeu, că acum, uite, toți să trăiască la țară din... Dar nu, în afara Clujului, mă, la ce fac? Stai în aglomerația asta de oraș. Toți să trag afară. Acum să vedem, să vin să vorbesc cu primărița, să vedem ce sfaturi îmi dă primărița. Nu, în Chintău nu vreau, adică... În Chintău îmi fac bloc. Eu mă nervez, în Chintău îmi fac bloc. Păi nu te supăra, dar ce case s-au făcut în Chintău? Da, s-au făcut. Păi s-au făcut în Chintău. Etaje, gaz, apă, lumină, enorm, enorm. Foarte de case s-au făcut în Chintău. Foarte frumos, s-a făcut oameni, aceea, da. S-a făcut peste tot. Și acolo, la ieșire, unde e tău ăla mare, n-am fost până acolo, dar... Și blocuri s-au făcut. Blocuri s-au făcut. Ansamblul rezidențial. Și nu știu că... Peste tot s-a făcut. S-a extins Clujul ăsta de numai. Foarte mult. Foarte imediat ajungem în Turda cu Clujul. Foarte casele. Mult, da. Da, pentru că, Cristi, dragă, să știi că toți care lucrează de dincolo... Vor veni și și-au făcut aici. Au venit și și-au făcut casă, și-au cumpărat blocuri. Și care au moștenit. 3-4... Stăt o moștenit în apartament, l-au vândut, da. O casă, o garsonieră. Exact. O mai luat bani în bancă, s-au descurcat cu lea asta. Exact, da, și și-au făcut lucruri mai bune. Mai, l-au îmbunătățit. Dar nu și-au făcut bubuz, da. Mă. Ce-mi fac eu, nu o să aibă nimeni. Păi, normal. O să vezi. Așa. Gigi Becali. Mai ceva, mă, Gigi. Așa. Hai să te cupă. Nale, nu ți-a vezi că nu știi cu cine stai de vorbă? Da. Hai. Cred că mă papă garsoniera, Vera. Băgați-vă unde vreți. Ce-i cu asta? Suica. Dar asta nu le... Hai, luați. Pune că dă-le la. Dă-le la. Trebuie, nu. Nu, patata, haine, stai, nu le-o purtat.
Quanto é? 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 Quanto é?